Federația Rusă este un aliat de încredere al Republicii Moldova. Această declarație a fost făcută de ministrul apărării al Republicii Moldova, Pavel Voicu, la Moscova, în cadrul negocierilor cu omologul său rus, Sergei Șoigu. Rusia este un aliat de încredere pentru Republica Moldova. Pentru noi asta e foarte important. Astăzi pentru noi este foarte important de asemenea să ne menținem stabilitatea, să întărim relațiile prietenești cu toate țările, dar nu să prietenim cu cineva împotriva cuiva. Ministrul Apărării și-a exprimat recunoștința și aprecierea conducerii Rusiei pentru sprijinul acordat în deblocarea crizei politice din Moldova la începutul lunii iunie. Pavel Voicu a remarcat de asemenea că Rusia a devenit prima țară care a recunoscut actualul guvern al Moldovei și astfel a demonstrat încă o dată că este un aliat de încredere pentru Republica noastră.